Bună ziua, dragilor! Eu sunt Dorel și astăzi vreau să facem un mic tutorial. Știu că poate foarte mulți dintre voi știu cum se procedează când dorești să unești două terenuri, dar eu prezint acest tutorial pentru cei care poate nu știu. În acest caz avem nevoie de un tractor, bineînțeles, și numai decât un plug. Hai să mergem în shop, să luăm un tractor cât mai puternic. Hai să luăm diuțul ăsta. Ne interesează să fie puternic, oricum la plugul care îl folosim noi nu prea contează. Așa, și hai să vedem și un plug. Îl luăm pe ăsta micuț. Ok. Și mergem la terenurile noastre. În cazul meu, încă nu am cumpărat, dar vreau să cumpăr 20 și 19. Da, nu, astea le luăm. Mă gândeam să iau ceva mai complicat, dar hai să le luăm pe astea. 19, 20 și 18. Sper să ne ajungă bănuții. Ok, hai să mergem la terenuri. Ok. După cum putem vedea, suntem în preajma terenurilor 19, 20 și 18, da? Noi avem acum culturi pe ele. Asta nu prea contează, să spunem că în cazul vostru să aveți terenul arat sau cultivat, nu și semănat, ca să nu stricați cultura. Apăsăm un F1 ca să vedem meniul, iar aici selectăm, apăsăm pe Y pentru a permite crearea de parcele. Bineînțeles, mai sunt și alte variante de unit terenurile, dar eu asta o folosesc, sincer să fiu. Ok, am selectat pentru unirea terenurilor. Și ne punem, ne aliniem, încercăm să tragem o linie cât mai dreaptă. Atenție că odată ce a greșit, nu puteți remedia problema decât prin pictură, adică prin editorul Giants. Acum apăsăm V, stați să mai îndreptăm un pic tractorul și mergem în față. Hop, ridicăm, dăm în spate, mai apăsăm o dată V, mergem în spate, mai apăsăm o dată V, facem acest lucru de atâtea ori cât este nevoie pentru a încăpea după aceea plugul pe lungime, da? Ok, iar acum ne întoarcem și îl așezăm pe lungimea sa. Un pic, eu nu am sesizat, plugul era strâns. Acum e ok.
și dăm în față. Nu încercați să puneți lucrătorul automat pentru că nu merge și chiar dacă ar merge, nu cred că vreți asta, vă va steca cultura, în niciun caz nu a trasat drept. Aici dacă voi doriți puteți să mergeți mai în față și atunci arați și pe lățimea terenului, să punem harta terenului 20 și lungiți, măriți și terenul 20 totodată sau vă opriți aici. În cazul meu eu doresc să mă opresc aici, ridic, mă dau în spate. Dacă observați, tot timpul folosesc partea din dreapta plugului, cea care este mai aproape de tractor, unde și am vizibilitate mai bună pentru a putea trasa o linie dreaptă. Ok, cred că mai mergeam un pic mai încolo. Hai să vedem acum. Perfect. Da? Mai dăm o dată. Hop. Ok. Mai avem un pățică. Ok. Și acum ne ducem iarăși pe lungimea lor. Mare atenție, ridicați plugul tot timpul pentru că există risc în momentul când dați în spate, în față, să stricați, să ieșiți în afara terenurilor și stricați iarba. Și așa puteți face și dacă doriți să măriți un teren. Dacă doriți să-l faceți mai mic, îl pictați, după care arați exact cum doriți dumneavoastră să vă iasă modelul care îl doriți. Dreptunghi, triunghi, pătrat, ce vreți voi. Ok, deci cam asta e. După cum puteți vedea, aici nu arată, dar dacă dăm frumos la compoziție teren, la filtre, o să vedeți că ne arată că este arat unificat, da? Unit, cum se mai spune. La fel putem face și pe 18. Aici dacă nu erau copacii, puteam foarte bine să lungesc 19-le, să mă duc mai sus. Deci, oricum, posibilități și opțiuni sunt tot înainte. Da, cam asta a fost tot. Sper că v-a făcut plăcere să fiți alături de mine. Sper ca tutorialul ăsta să vă fie de folos. Vă urez numai bine. Ne vedem data viitoare. Nu uitați un subscribe și un like.